Te-ai întrebat vreodată ce s-a ales de copiii împăratului Franz Joseph al Austriei și ai împărătesei Elisabeta a Austriei Sisi? Ei bine, dacă da, atunci te invit să rămâi alături de mine câteva minute. Arhiducesa Sofia a Austriei a fost primul copil al împărătesei Elisabeta a Austriei și a împăratului Franz Joseph al Austriei. A fost numită după bunica paternă Sofia, prințesă a Bavariei. În anul 1857, cuplul imperial a vizitat Ungaria luându-le pe micuțele prințese Sofia și Gisela. În timpul acestei călătorii, ambii copii s-au îmbolnăvit de diaree. Gisela s-a recuperat rapid, însă Sofia, în vârstă de doar 2 ani, a murit. Decesul primului ei copil a aruncat-o pe împărăteasa Elisabeta într-o stare gravă de depresie. Arhiducesa Gisela a Austriei a fost a doua fiică și copilul cel mare în viață al cuplului. Deși a fost botezată Gisela cu 2 de L, ea și-a scris numele cu un singur L. A fost numită după o strămoașă habsburgă din secolul al X-lea. Gisela a fost crescută de bunica paternă, prințesa Sofia de Bavaria. A avut o relație foarte strânsă cu fratele ei mai mic, prințul Rudolf. La 20 aprilie 1873 s-a căsătorit cu prințul Leopold de Bavaria, fiul prințului regent Luitpold de Bavaria și al arhiducesei Augusta de Austria. Cei doi tineri erau verișori de gradul al doilea. În conformitate cu o scrisoare către mama sa, scrisă în 1872, împăratul Franz Joseph a vrut o căsătorie între fiica sa și prințul Leopold, deoarece existau atât de puțini prinți catolici disponibili în momentul respectiv. Gisela a fost profund implicată într-o varietate de probleme sociale și politice. A fondat organizații de caritate pentru a sprijini oamenii săraci, orbi și surzi, organizații în care ea a avut un rol activ. A contribuit cu fonduri pentru construcția primului orfelinat din Timișoara. 40 de suflete erau adăpostite într-o clădire din fabric de pe strada Șanțului. Cheltuielile cu hrana și îngrijirea orfanilor erau acoperite din fondul de 20.000 de coroane donate în anul 1877. Mai târziu, în anul 1901, administrația locală a construit o nouă clădire, impozantă și încăpătoare, tot în fabric, care a adăpostit orfanii până la finalul celui de-al doilea război mondial. E actuala facultate de chimie, biologie, geografie a Universității de Vest, denumită și Orfelinatul Gisela. În timpul primului război mondial, a făcut un spital militar în palatul ei, în timp ce soțul acesteia a fost un mareșal pe frontul de est. Când a izbucnit revoluția în anul 1918, toată familia ei a fugit din oraș, dar Gisela a rămas și a luat parte la alegerile din 1919 pentru adunarea națională de la Weimar, unde femeilor de peste 20 de ani li s-a permis să voteze pentru prima dată. Gisela și soțul ei au sărbătorit nunta de aur în anul 1923. Soțul ei a murit în 1930, iar Gisela a mai trăit doar 2 ani. A murit la vârsta de 76 de ani la München la data de 27 iulie 1932 și a fost înmormântată lângă prințul Leopold. Prințul Rudolf al Austriei a fost arhiduce de Austria și prinț moștenitor al Austriei, Ungariei și Boemiei. Unicul fiu al împăratului Franz Joseph I al Austriei și al soției acestuia, împărăteasa Elisabeta, cunoscută sub numele de Sisi. Arhiducele Rudolf Franz Karl Joseph s-a născut la 21 august 1858. Prenumele Rudolf l-ar fi primit în onoarea strămoșului său Rudolf I al Germaniei, prinț împărat germanic al dinastiei de Habsburg. Prințul moștenitor Rudolf a fost crescut împreună cu sora lui mai mare, Gisela, de către bunica paternă, arhiducesa Sofia. Rudolf și tatăl lui nu vorbeau niciodată în afară de subiectele secundare, cum ar fi vânătoarea.
Împăratul, o natură secretoasă, se proteja prin ascunderea în spatele protocolului și i-a amintit din timp fiului său că protocolul nu permitea nici unei persoane, nici măcar prințului moștenitor, să îi se adreseze. Prin urmare, tânărul prinț nu a putut discuta cu tatăl său ceea ce avea pe inimă. Spre deosebire de tatăl său, care avea idei conservatoare, Rudolf avea idei politice liberale. Se spune că Rudolf ar fi preluat dragostea profundă a mamei lui pentru Ungaria, însă a fost frustrat de faptul că la vârsta de 30 de ani nu era decât un prinț moștenitor, în timp ce tatăl său a devenit împărat la 18 ani. Iar noul împărat al Germaniei, Wilhelm al II-lea, pe care îl disprețuia profund, avea 29 de ani. Temându-se că va muri înainte de a avea timp să termine lucrarea sa de liberalizare a imperiului, ca tatălui Wilhelm al II-lea, Federic al III-lea, care a murit în anul 1888, după aproape 3 luni de domnie. Astfel că Rudolf era foarte afectat de soarta tragică a regatului Bavariei. În anul 1879 a început să-și caute o soție de rangul său, catolică, și a cărei uniune să nu cauzeze sensibilități diferitelor popoare ale monarhiei. După ce a fost refuzat de infantele Spaniei și Portugaliei, ca și de prințesa de Saxa, Rudolf s-a căsătorit la Viena cu prințesa Stefanie, fiica regelui belgian Leopold al II-lea. Căsătoria fericită inițial s-a soldat rapid cu un eșec. Rudolf era foarte inteligent, puțin convențional, impulsiv și foarte liberal, în timp ce Sophie era serioasă, protocolară și ternă. În urma relațiilor extraconjugale, prințul moștenitor face o formă de gonoree foarte gravă, contaminându-și astfel soția, care nu mai putea avea copii. Rudolf își găsește alinarea cu morfină, cocaină și alcool pentru a trece peste impotența lui. Încearcă din răsputeri să ascundă de tatăl său stările de depresie și anxietate. În timpul verii anului 1888, într-o alarmantă stare fizică și psihică, el propune metresei sale, Mizi Gaspar, să se sinucidă împreună cu el. După ce este refuzat, Rudolf o întâlnește la începutul toamnei anului 1888 prin intermediul verișoarei sale, contesa Marie-Louise, pe Marie, tânăra fiică a Elene Vețera. Rudolf și Marie au fost găsiți morți în dimineața zilei de 30 ianuarie 1889 în pavilionul de vânătoare. Un suicid organizat de Rudolf și amanta sa sau un atentat politic. Zita, ultima împărăteasă a Austriei, a afirmat la sfârșitul vieții sale că Rudolf și Marie au fost asasinați din rațiuni politice. Arhiducesa Marie Valerii de Austria a fost al patrulea și ultimul copil al împăratului Franz Joseph și al împărătesei Elisabeta de Bavaria. Prințesa Valerii s-a născut la Buda, în Ungaria. Împărăteasa Elisabeta a fost în special atașată de Valerii, care s-a născut la 10 ani după cel de-al treilea copil al cuplului. Se spune că ea ar fi fost copilul favorit al Elisabetei și menționată cu aciditate de unii curteni drept singurul copil, deoarece Elisabeta îi acorda mai multă atenție decât fraților ei. Din cauza atmosferei create, Valerii a dezvoltat o antipatie de-a lungul vieții sale față de orice avea legătură cu Ungaria, exacerbată de insistența Elisabetei de a-i vorbi numai în maghiară. A fost foarte bucuroasă când a primit permisiunea de a-i vorbi în germană tatălui ei. Valerii mai vorbea fluent engleză, franceză și italiană, îi plăcea să scrie piese de teatru și poezii. În anul 1980, Valerii s-a căsătorit cu vărul ei, arhiducele Franz Salvator. Marie Valerii a fost cunoscută și iubită pentru implicarea ei generoasă în eforturile locale de caritate. În anul 1900, ea a devenit patroana Crucii Roșii, pentru care a fondat spitale și a strâns sume considerabile de bani. De asemenea, ea a fost patroana a altor 7 organizații de caritate. A fost foarte afectată de fratelui ei Rudolf și de asasinarea mamei ei Elisabeta în septembrie 1898. Ea și sora ei Giselle au fost un mare sprijin pentru tatăl lor în urma acestor tragedii.
După sfârșitul primului război mondial, Valerii a recunoscut oficial sfârșitul monarhiei habsburgice și a semnat documentele de renunțare la toate drepturile la tron pentru ea și pentru urmașii ei. Renunțarea i-a permis să-și păstreze casa și bunurile. Valerii a murit la 6 septembrie 1924 de limfom.